Într-o conferință de presă susținută la Deva, liderii naționali ai Partidului Ecologist Român au declarat că, încă de anul trecut, au propus guvernului naționalizarea prin răscumpărare a resurselor naturale și a companiilor de distribuție a energiei. Potrivit ecologiștilor, criza energetică este mai mult o speculație, iar escaladarea prețurilor la energie nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina. Liderii ecologiștilor de la nivel național și local s-au întrunit săptămâna trecută la Deva pentru a iniția o campanie de strângere de semnături în ce privește naționalizarea prin răscumpărare a resurselor naturale și a companiilor de distribuție. Ecologiștii declară că vor apela la această măsură deoarece companiile realizează profituri uriașe pentru că achiziționează sau au acces la resursele naturale la un preț foarte mic și le revândă românilor la niște prețuri exorbitante, pe motivul că ei operează pe piața liberă și acesta este prețul internațional. Această liberalizare a fost pregătită. Ei dau vina acum pe război. Nu au nicio legătură războiul anul trecut cu creșterea prețurilor. 2. Compensarea care au dat-o am spus să o folosească pentru a despăgubi sau a plăti rezilierea contractelor. Marea majoritate au bătut producția de energie pe 2 sau 3 ani în avans anul trecut. Știm că pregătind această liberalizare s-au pregătit și au pus mâna pe toată producția. Nu era normal să compensăm, adică să dăm tot la băieții ăștia deștepți, să le băgăm banii în buzunar, putea să reziliem contractul. Ei să spună acum la ora asta că nu se poate să creăm companie că e vândută producția pe 2 ani de zile. Nu, producția este a statului român și ea poate la orice moment, dar prin naționalizare se încheie orice discuție. Dar nu au sânge de instalație și nu au avut niciodată ai conducătorii noștri ca să o iau o măsură atât de dură, că până la urmă nu e dură, e o măsură necesară pentru a proteja populația. Asta au fost cele două măsuri care le-a propus de anul trecut din octombrie. Dar nu știm dacă se va ajunge aici, de asta o să începem strângerea de semnături pentru naționalizarea prin răscumpărare. La invitația Partidului Ecologist au participat peste 10 partide neparlamentare și un partid parlamentar neinvitat. Tema întâlnirii a fost cumva să coalizăm și să căutăm soluții, să forțăm puțin mâna guvernanților, să găsim soluții în prag de iarnă pentru criza energetică. Toate statele din Europa și-au luat măsuri. La noi nu se întâmplă nimic. Campania de strângere de semnături ar urma să se desfășoare în perioada 1 octombrie-30 noiembrie a acestui an. În plan național va exista și o platformă în care cetățenii vor putea obține mai multe amănunte pe acest subiect și vor putea semna petiția online.